când scoatem bani de la bancomat, se recomandă să fim cât se poate de atenți și la ecran și în jurul nostru. Nu se știe niciodată cine e în preajmă și cât îi sunt de dragi banii noștri. Comunicați pentru 4411. Deplasați-vă de urgență pe bulevardul Deceval numărul 16, bloc S5, scara B, intrarea din spate. Un bărbat a sunat că a fost tâlhărit de doi indivizi chiar în scara clădirii în care locuiește. Apelantul se numește Eugen Voichiță. Recepționat, ne deplasăm. Bună ziua, echipaj de poliție. Bună ziua. Inspector de poliție Crineșanu. Agentul domnul Alexandru. Eugen? Așa. Sunt locatar. Domnul Eugen, da, ați apărat dumneavoastră la 112. Da. Eu locuiesc aici, Eugen, pe scara asta, domnule, și trebuia să m-am dus la bancomat ca să astăzi scot 8.000, astăzi, acum, astăzi. 8.000 de lei ca să duc pentru băiatul meu, că se căsătorește a doua oară. Și cum să vă zic? La ce bancomat? Am fost și la asta de aici, era plin de bani, ăsta nu era blocat. Abia am mers pe jos vreo două stații de la Mihai Bravo. Acum cât timp ați fost la bancomat? Băi, nu e o jumătate de oră și am venit. Ce mi s-a părut acolo? Doi indivizi, doamne și domnule, suspect, în care s-au dat așa într-o parte, eu am băgat cardul. În timp scos... ce dumneavoastră erați la bancomat, sigur, ați introdus cardul. N-au mai făcut nicio operație. Și ați observat doi bărbați acolo, exact, în spatele dumneavoastră. Da, așa, da. Am nu, înțeles. Erau în fața mea, dar ei, da, s-au dat într-o parte și mi-au făcut loc. Așa. Am înțeles. Eu am băgat cardul, mi-am scos cei 8.000 de lei și deși m-am mai uitat așa cu coada ochiului, n-au mai făcut nicio operație. Dacă vreți, vii descriu. V-au urmărit până la bloc. Da, până la bloc. Și ce s-a întâmplat aici? Aici, ce să vă spun, când am intrat așa în scara blocului, n-am apucat să intru prea bine, au fugit după mine. În interiorul? În interiorul scării, da? Am apăsat să și la un moment dat unul a scos cuțitul așa să înfigă mine și a zis... Sunteți rănit? Nu, dar unul mi-a dat aici cu pumnul, am căzut jos și mi-a smuls borseta. Aveți cu banii. Aveți nevoie de îngrijiri medicale? Noroc, doamna polițistă, că am avut cheile să ajung. Nu chemați ambulanța, vă mulțumesc. Nu aveți nevoie de îngrijiri medicale, sunteți sigur? Sigur, doamna. Ați avut o borsetă, să înțeleg. Da, am avut cu cei 8.000 de lei și cu cardul. Norocul meu că, uitați, am avut cheile ca să ajung sus la apartament și să sun, să-mi iau... Și au tăiat borseta cu un cuțit au tras, că eu n-am mai simțit nimic. Acum în momentul. Acum cât timp au plecat de aici? Nu sunt multe minute, acum câteva minute. Câteva minute. Pe unde au plecat? Au fugit așa de pe aici, în spate, și pe aici, prin a doua ieșit. Cum arătau? Vă puteți aduce aminte? Da, vă spun imediat. Erau doi indivizi bine făcuți, cu barba amândoi. Unul rețin că avea și ochelari și, cum să vă zic eu, unul avea cuțitul și unul mi-a dat, doamna, așa și cum am căzut. Cum erau îmbrăcați? Erau așa, într-un trening negru, da? Și aveau lure atletic, așa, voi nici să... Dă-i în atenție, da, te rog. 4.40, aș dori să dau în atenție doi indivizi, unul în trening negru, ambii poartă barbă, în legătură cu tâlhăria de pe bulevardul Deceval. Recepționat 4411, dăm în atenție. Către toate echipajele, dăm în atenție doi bărbați de înălțime medie cu barbă îmbrăcați în negru, unul dintre aceștia fiind mai corpolent. Sunt căutați pentru săvârșirea unei infracțiuni de tâlhărie. Blocul este prevăzut cu sistem de supraveghere video, care cel mai probabil a surprins momentul producerii infracțiunii, precum și autorii. Uitați! O să vă rog să nu mai atingeți.
Dacă spuneți că s-a întâmplat acum s-a întâmplat, minute, i-a venit peste mine. Când am ajuns în dreptul la ușă acolo să apăs pe butonul 440, de la lift, se trimite și grupa operativă la fața locului. Recepționat 4411. Și celălalt mi-a dat în rinic aici și am căzut jos. Mi s-a smuls această borsetă cu 8000 de lei și după aceea ei au fugit pe ușa aceea din spate. Am luat legătura cu administratorul blocului, o doamnă care ne va pune la dispoziție de îndată înregistrările. Vai, vai, dar sunteți bine? Am rugăminte dacă dumneavoastră aveți sigur, imaginile. Sigur, sigur, acum, imediat. Dați-ne tot concursul. Sigur. Înainte de toate, cum vă numiți dumneavoastră? Venera Dulău. Da. Data nașterii? 23.09.1981. În regulă, mulțumim. Cu plăcere. Poftiți. Haideți să vedem. Se poate să Da, vă rog, vă rog. Da, vă rog frumos. Aici ați purtat vreo discuție cu cei doi? Nu, i-am zis, ții cu voi, mă, că... Așa. Și aici ăsta îmi pune cuțitul la gât, celălalt mă lovește la coapse și cad jos și îmi ia. Uite, ăsta are ochelari, vedeți? Ăsta mai găsălit. Da. Te rog să dai semnalamentele pe care nu le-ai furnizat până acum. Da. 4410. Comunicați 4411. Revin cu informații despre cei doi autori ai tâlhăriei. Ambii sunt îmbrăcați în negru, unul dintre ei poartă Adidas și albi, ambii au barbă, unul dintre ei are părul ridicat în sus, celălalt părul puțin îndat într-o parte și mai lung. Recepționat 4411. Colegii au ajuns pentru efectuarea cercetării la fața locului, iar noi am plecat în zona bancomatului de unde cei doi indivizi au urmărit persoana vătămată în vederea efectuării unor verificări. Să te uiți puțin. Zonă. Da, poate îi vedem. Îmbrăcați în negru amândoi, da. Nu avea pe tricou niște inscripții. Da, da, da. Un imprimeu. Și unul dintre ei avea Adidas și albi. Uite, Alex. Stai, poliția! Stai pe loc! Poliția, stai pe loc! Stai pe loc, oprește-te! Rămâi pe loc, te-am spus! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc, pe burtă! Pe burtă! Stai, mâna în lateral! Pune mâna în lateral, pâine în lateral! Mâna în lateral! Gata! Stai pe burtă! Am uitat loc! Dar stai puțin, ce-am făcut? De ce-mi pune cătuși? Stai liniștit, potoleșul-te. Hai, dă mâna la asta la spate. Hai, ușor. Ușor. Ia zi, ce-i la tine? Ia, dă piciorul ăsta. Ce e aici? Pachetul de țigări. La trei ne ridicăm, da? Hai, și... Hai, hai. Hai. Suspectul a fost imobilizat, mă deplasez cu el sus. Ca pantalonii! Ca pantalonii! Păi și voi acum de unde veniți? De acasă. De acasă? Da. Hai, urcă! Hai! Hai, ai grijă la cap. Dar ce-am făcut? De ce ați fugit? M-a speriat. De ce ai fugit? M-a speriat. Păi și dacă te sperii de poliție? M-a speriat ceva. Fai pe mașină, fai pe mașină, Alex. Fai pe mașină? Hai la mașină. Nu știu de ce poliți pe mine. Hai la mașină. 44-10, 44-11, avem nevoie de un echipaj sprijin pentru transport la secție. Am depusat pe cei doi. Recepționat 44-11, trimitem un echipaj sprijin. Depărtează picioarele. Ce e aici? Cheia mea de la mașină. Cheia de la mașină. Unde e mașina? Parcată mai încolo. Mai încolo unde? Mai încolo pe stradă. Da? Aici ce-i? Da. E un cadou. Ce cadou e ăsta? Am primit un cadou, dar... E cadou cu care mână. Ați tăiat borseta, nu? Nu. Nu? Unde e borseta? Nu știu borseta. Unde-s banii? Nu știu ce bani. Nu? Nu știu ce bani. Ce făceați la bancomat aici? Colegul tău mi-a spus exact ce ați făcut, de unde veniți și ce s-a întâmplat mai devreme. Și ar fi bine să auzim și varianta ta. Hai să ne podorim cu asta, că nu, adică nu am făcut nimic, nu știu despre ce vorbiți. S-a auzit mașina?
Da, e în parcare acolo, Alex. E acolo, okay, în parcare. Hai să facem și un control auto. Ăsta rămâne la noi. Ok. Unde ați fost mai devreme? Da, și eram, ce l-ai folosit? Eram cu prietenul meu și... Și v-ați gândit să faceți rost de niște bani, nu? Nu. S-ați ieșit la bancomate și pândiți lumea sau nu? Nu. Nu, păi nu, ce? Am stat aici și coadă, am stat aici, era un om pe care îl cunoșteam, adică a fost o glumă. Păi el, n-are... el mi-a spus că a fost ideea ta. Că tu ai venit cu ideea asta. Nu a fost ideea mea, a fost ideea lui. Adică el a zis că avem nevoie de... Așa? Și m-am băgat și eu, dar n-am știut. Nevoie de... Te-am rugat să faci o propoziție cap-coadă. Avem nevoie de... A zis că avem nevoie de niște bani, că trebuie să plătim niște datorii și că... Așa, așa și cum, mai... cum ați gândit să voi să faceți rost de bani ăștia? Haideți, vă rog eu din suflet, haideți. Haide, niciun haideți. Spune tot ce s-a întâmplat. El mi-a spus și ar fi bine pentru tine ca să nu intri mai rău. El mi-a spus tot ce s-a întâmplat și cam tu ești vinovatul principal. Vă rog eu din suflet, n-am, eu nu fac chestii de-astea, mi s-a întâmplat odată, așteptam, o altă victimă? Nu știu, el a venit cu ideea, așteptați o altă victimă, am întrebat? Nu, da. Da? Am înțeles. În final, acesta a recunoscut săvârșirea faptei, așa cum a fost descrisă și de persoana vătămată. Am procedat la efectuarea controlului autoturismului, context în care, în interior, am găsit mai multe componente ale unui bancomat, carduri bancare, precum și borseta persoanei vătămate. Explică-ne, te rog frumos, ce găsim acolo. Nu știu, nu sunt mele. Sunt ale lui, nu sunt ale mele. Ale lui la tine în mașină? Le-am deschis mașina, a zis că vrea să bage ceva, nu m-am uitat. Păi cum nu te-ai uitat? Nu m-am uitat. Pentru că aveți și uneltele necesare, aveți... Nu știu, el a băgat. Da? Eu doar am condus. Și borseta aia? A cui este? Nu știu. Ăsta de l-ați scos? Sau? Nu știu. Urma să-l puneți? Nu știu. Nu știi? Nu știu. Văd că te-ai schimbat la față. Nu știu. Nu mai vorbim doar de o borsetă, vorbim de cu totul altceva în momentul ăsta. Nu cunosc, n-am, eu doar am condus. Adică ce faceți voi aici este o treabă organizată. Confirm, 4410, este vorba de o față de bancomat. Solicitați, vă rog, colegii de la PCCO. Recepționat 4411, trimitem grupa operativă și brigada de combatere a criminalității organizate. Ce găsim în borsetă? Este borseta domnului Eugen. Banii, cardul de la bancomat, pe numele domnului. Nici măcar nu v-ați obosit să... Of. Plăcuțe? De data asta s-a nimerit să aibă plăcuțele bune pe mașină, că e pe numele lui. Ce cu astea? Ce faci cu alte plăcuțe? Nu știu, v-am spus, eu doar conduc. Doar conduci cu mașină pe numele tău, pe care o folosești în scopul ăsta. Da? Răspunde-mi, asta l-ați luat sau urmează să-l puneți? Nu știu. De fapt, e zi afară, mă gândesc că urmează la noapte să-l puneți, nu? Nu știu, n-am... De asta ai parcări? Eu doar am condus, ce să vă mai zic mai mult, doar am condus! De asta ai bonuri de la mai multe parcări din zonă? Ai verificat care bancomat e mai bun, nu? Cei doi bărbați sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Din cercetări a reieșit faptul că persoanele bănuite ar fi implicate și în comiterea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Cazul a fost preluat de către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București pentru competentă soluționare. Niște baloane de sus. Dar unde? De aici, de pe pod? De pe pod sus, dar până acum erau aici. Le-am lăsat ușa deschisă, din păcate, pentru că au zis că au nevoie să meargă un pic la toaletă. Alex, uite-i pe ce doi. Le-ai văzut acolo? Da. Du-te, că vin. Mai era nici televizorul, nici laptopul. Stai pe loc, stai pe loc! Rămâi pe loc! Stai pe loc! Acceptat.
Accidentele rutiere pot avea diferite cauze. Unele țin de șofer, altele de mașină, de șosea sau de ceva extrem de neobișnuit. După cum vom vedea în minutele următoare. Uite o tamponare acolo, nu se vede. Dar ce aici? Hai că întorc-ai. Cred că acum s-a întâmplat. Doamnă, mă iertați, dar nu sunt de vină, uitați. Bună ziua! Bună ziua! Mi-a lovit și aripa și numărul, bună ziua! Calmați-vă, doamnă! Sunt doamnă, nu știu, de sus. Ce s-a întâmplat? Sunteți bine, în primul rând? Aveți nevoie la spital? Da, uite și sunteți răniți? Ce s-a întâmplat, doamnă? Cineva de sus, drăcușorii de sus, au aruncat cu niște baloane. Calmați-vă puțin, ascultați-mă. Parbrizul e de acum sau... De acum, bineînțeles. E udă mașina, într-adevăr, e de acum. Uitați, e udă mașina, a aruncat cu niște baloane de sus, nu știu ce s-a întâmplat. Aici mie mi-a rovit toată numărul. Și dumneavoastră vă aruncați cu baloane pe parbriz? Sigur, dar drăcușorii aia de sus, uitați, au dispărut. Dar acum am fost acolo. Am înțeles. Momentan nu mai este nimeni. Momentan ei nu sunt aici, o să mergem după să ne uităm. E și o cameră în zonă. Ideea e în felul următor, să-mi dați documentele acum, permis, buletin, talon și asigurare. Dumneavoastră vă aflați la volanul acestui autoturism, dumneavoastră acolo. Aici, da. Mai sunt și alte persoane cu dumneavoastră în autoturism? Nu, mai e nimeni. Sigur, da? Nu. Eu mergeam să iau nepoțica de la grădiniță. Ia uite, acum trebuie să mai... Doamne, ce ne-a făcut, frate? Să prezentați dumneavoastră documentele? Da, sigur că da, sigur. Dar unde? De aici? De pe pod? De pe pod. Până acum erau aici. Nu da, știu ce s-a mergem noi. Momentan nu e, dar o să mergem noi. Da, sigur că da. Uitați documentul. Și permis. Și permisul, da. În regulă. În urmă, cu cât timp s-a produs? Iar acum uitați că e ud, tot uitați, e prost. Acum câteva minute. Da. Deci spuneți că parbrizul în urma baloanelor. Da. S-a fisurat. Deci nu în urma impactului. Nu. Așa, nu, pentru ascultați-mă puțin. Pentru tamponare, ori faceți amiabilă, ori mergeți la birou de accidente ușoare, pe Splai Unirii 311, aveți timp 24 de ore. Nu trebuie să mergeți împreună, puteți să mergeți și separat. Ideea e să nu depășească 24 de ore. Iar cu privire la parbriz, trebuie să mergeți la cea mai apropiată secție de poliție pentru a depune o plângere. Pentru distrugere. Mergeam după aia. Uitați documentele, am văzut că sunt în regulă. O să întârzi. Am înțeles. Pentru distrugere aveți termen 90 de zile să depuneți plângere. Mergeți și spuneți exact ce s-a întâmplat colegilor de la secție. O să mergem să facem amiabilă. Okay. Nu, amiabilă puteți să faceți și acum. Da. Doar trebuie ideea să aveți formularul. Cineva trebuie să-și recunoască vina. Da. Ca să faceți amiabilă. Dacă nu, la accidente ușoare, dacă nu vă înțelegeți. Ai de cap. Având în vedere că în urma producerii accidentului au rezultat doar pagube materiale, le-am comunicat celor doi faptul că va fi nevoie să încheie o constatare amiabilă sau, în caz contrar, au obligația să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul, în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului. Ați spus că erau doi tineri sau ați observat? Doi puști. Probabil că... Cine putea să facă... Nu pot să-mi dau seama. Asta e o joacă de copil, pe cuvânt. Să arunci cu baloane pe parbriz. Acțiunea celor doi a condus la producerea unui eveniment rutier și a dus la distrugerea unui bun. Recomandăm tuturor să fie foarte atenți la ce fel de distracție apelează pentru a-și petrece timpul liber, pentru a nu risca să devină autorii unor infracțiuni. Mașinile văd că sunt deplasabile, cred că pornesc, le scoatem în partea carosabilă, e o parcare aici, și de acolo ori amiabilă, ori la accidente, cum am zis. Amiabilă, dar domnul e de zi. Ascultați-mă puțin, nu vă mai certați, că nu rezolvați nimic. Dacă nu vă înțelegeți pe cale amiabilă, la accidente ușoare. Colegii mei de acolo o să stabilească care este vinovatul. Iar cu privire la parbriz, în 90 de zile, la cea mai apropiată secție de poliție, depuneți o plângere pentru distrugere. Noi o să mergem acum să-i căutăm, e și o cameră în zonă, o să verificăm și o să facem mai departe ce e de făcut. Alex, uite-i pe ce dă-i. I-ai văzut-o da, acolo? Da. Du-te că vin! Am făcut dreapta. S-a făcut dreapta?
Uite. Bicicliștii, rămâneți pe loc. Rămâneți pe loc. Te-ai să opresc aici? Da. Du-te jos repede. Ai grijă la mașină. Poliția, rămâi pe loc! R3 către dispecerat, solicit sprijin la Pociurel. Suntem în urmărirea a doi individ. Recepționat R3, trimitem echipa sprijin. Stai pe loc! Rămâi pe loc! De ce fugi? Culcat! Ai ceva la tine? Nu! Obiecte interzise? Nu! Sigur? Da! Ce-ai în buzunar aici? Un pachet de țigări. Da. De ce ați dat cu baloane? Voi ați dat? Ne-am distrat și noi, am făcut nimic. Păi v-ați distrat, dar s-a întâmplat un accident. Nu am făcut nimic rău, n-am furat, n-am... Știi că au făcut accident oamenii aia? Știi? Genunchiul la gură? Ridică-te! Lasă-mă! Alex, preia aici! Rămâi pe loc, am zis! Rămâi tu cu el, Alexandra! Rămâi acolo! Ai ceva la tine? Nu! Stai aici, am zis! Stai aici! Nu am făcut nimic, trebuie să ne credeți! Da piciorul! Nu voiați arunca cu baloane? Da, doar ne-am jucat. Păi oamenii au făcut accident. Distracție. Calmează-te. Ridică-te în fund. Întinde dreptul, stângul sub tine. La trei ne ridicăm. 1, 2, 3 și... Stai aici. Ce-ai în borsetă? Haide că noi n-am făcut nimic rău. Nimic grav, doamne. Ce-ai în borsetă? Pe la niște baloane cu apă. Stai aici, am zis. Aha, uite sticlele cu apă. Ia uite și baloane aici. Ei, sunt Alexandru. Calmează-te, am zis. O să mergeți cu noi la secție. Alex, ai chemat echipa și sprijin? Da, am chemat sprijin. Hai, doamne, ne-am distrat un pic. Stai aici, am zis. Calmează-te, o să joacă. În urma efectuării controlului bagajelor, am observat în interiorul unei borsete sticle cu apă și baloane. Cei doi au recunoscut cele întâmplate, însă ne-au relatat că au făcut aceste lucruri doar pentru distracție. Cum te cheamă? Victor Surdu. Victor și mai cum? Surdu. Pe tine cum te cheamă? Când ești născut? Câte ani? 29 anua 2004. 2004? Data nașterii. Da. Nu te mai zbate. 7 octombrie 2004. Nu te mai zbate, am zis. Cu atenție. Bicicletele stale voastre? Doar împrumutate. De unde? De la firma de la care lucrez. Stai aici. Nu te mai zbate. Gata. M-a omorât. Față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru infracțiunea de distrugere. Nu vă lăsați influențați de anturaj să încălcați legea sub pretextul unei simple distracții. Fiți conștienți de faptul că sunteți responsabili de acțiunile dumneavoastră. Scuza că ați săvârșit o infracțiune, având ca scop divertismentul, nu înlătură caracterul penal al faptei. Execut. Lucrări construcție. Le-am lăsat ușa deschisă, din păcate, pentru că au zis că au nevoie să meargă un pic la toaletă. Hai să sunăm, să vedem, poate ne ajută. Mai era nici televizorul, nici laptopul. Și seiful? Și pe acest alt transportați? În ziua de azi nu-i chiar ușor să găsești un meseriaș foarte priceput. Și chiar dacă dai de el, pot apărea surprize. De pildă, să fie priceput la rele. Și atunci, vrei nu vrei, ai nevoie de oamenii legii. 44-13, 44-10. Comunicați, 44-10. Deplasați-vă dumneavoastră pe strada Plaiul Muntelui, numărul 141. Am fost sunat de un bărbat care a fost jefuit de o echipă de meseriași care trebuia să-i repare acoperișul. Apelantul se numește Petre Țulea.
Ne deplasăm în regim prioritar 4410. Poți parca aici, în dreapta. Sau acolo. O parc 10 cu spatele meu. Bună ziua! Petre Sulea, agent de poliție, Alina Mana. Am făcut eu, da, am făcut sesizare. Ce s-a întâmplat? Domnule, mi-am cumpărat casa asta recent. Am fost plecat un pic pe afară, am sunt niște bani și am niște probleme cu acoperișul. Spuneți-mi cum numiți tu. Petrețulea. Petrețulea. Ce data naștere? 28.09.1986. 86. Da. Am înțeles. Bun. Da. Deci, povestiți-ne. Vedeți afișul acestea? Sunt, sunt afișuri clasice de muncitori. Da. Se referă exact la problema mea, la acoperiș. Am sunat. Ce problemă aveți la acoperiș? Domnule, s-a rupt un pic acolo. De fapt, așa era casa, că era un... Am luat-o mai ieftin, da, 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 și trebuie, era foarte simplu, mi-au și zis că nu e o chestie complicată, a trebuit doar să se urce, am luat numărul ăsta de acolo, am sunat imediat că am vrut să rezolv problema asta, am luat casa de câteva luni, da, și domnul mi-a făcut un preț chiar foarte ok, le-am dat un avans, mi-au dat un contract, vi-l arăt. A stabilit telefonic toate aceste... Da, mi-au zis în mare cât e, le-am explicat care e problema, au venit cu un contract, le-am dat un avans, i-am invitat în casă două persoane. Doi bărbați sau două? Doi bărbați. Da. Au venit cu o mașină albă, n-am reținut numărul, era un... Dacă nu mă înșel... Numărul nu l-ați reținut. N-am reținut că nu mă așteptam la situația asta. Albă. Albă. O dubiță? O dubiță, da, o dubiță de standard. Așa, au venit la dumneavoastră, standard. Da? Da, i-am invitat, dacă vreți pot să vă arăt contractul care mi l-au dat. Da, vă rugăm. Ați întocmit un contract, da, de prestări servicii? Da, uitați. Da. Eu aveau deja la ei, mi-au dat și o factură, astea sunt ce am, mi-au dat și... Aici le-am dat un avans și după aceea domnii au spus că le lipsește un adeziv. Eu m-am dus efectiv la magazin, am unul aici, nu e departe, am luat-o... N-am mai luat mașina, am luat-o pe jos, că am zis că nu e nicio problemă. Și m-am întors înapoi. Le-am lăsat ușa deschisă, din păcate, pentru că au zis că au nevoie să meargă un pic la toaletă. Nu v-a pus nicio ștampilă de la firmă, nimic, nu? Da, nu văd vreo ștampilă. Asta este tot ce am, nu. Am încercat să sun, nu. Aceasta nu este suma pe care a stabilit-o avansul, de comun, da, avansul doar. Avans, suma era... Și ați dat avansul? Am dat avansul, ați dat avansul, v-a dat această... Da, da, da. Ți-a chitat cash sau... I-am chitat cash, aveam la mine niște bani. Părea tot în regulă cu ei. Acum... Și când v-ați întors în... Când m-am întors, nu mai erau, din păcate, și nu mai era nici televizorul, nici laptopul, nici tableta, nici... Anumite din casă. Bijuteriile, aveam un safe care l-au luat cu totul. Era încastrat safe-ul? Da. În perete? Da, dar nu se putea scoate, adică nu era făcut în ciment, era pus într-un perete, despre dar era... Dubiță, ce ne mai puteți spune, ca să o dă și noi în atenție, dacă mai știți alte dubița... detalii? Dubița... Deci albă, posibil mult ca sigur că am văzut semnul. Combinația de nu m-am uitat, am avut un gând, am zis că care sunt șansele și... Am înțeles. Da, au trecut 4410 pentru 4413. Comunicați 4413. Am rugămintea să dăm în atenție o dubiță de culoare albă, posibil o... doi ocupanți, bruneți, vârsta aproximativă 30-36 de ani. Ar fi venit să facă niște construcții la apelant și au sustras anumite bunuri. Aceștia erau îmbrăcați într-o salopetă de culoare închisă, nu? Da, spre gri. Recepționat 4413, dăm în atenție auto. Către toate echipajele, dăm în atenție auto dubiță albă, marca... Cu acest auto se deplasează doi bărbați bruneți, vârsta aproximativă 30-35 de ani, îmbrăcați în salopete de culoare închisă. Suspecții sunt căutați pentru înșelăciune și furt. 4410. Nu răspunde nimeni la numărul respectiv. Totodată am nevoie și de grupa operativă la adresă. Recepționat 4413. Trimitem grupa operativă. Din ce încăpere v-au fost sustrase bunurile? Chiar de aici. În afară de dumneavoastră a mai intrat cineva?
Nu mai intrați, vă rog, rămâneți aici. Nu avea cine, adică momentan sunt singur. Poate intru puțin în hol să aruncă o privire? La celelalte camere aveau acces sau doar aici? Bă, este în stânga... Nu, mă... Aveau acces, dar nu era nimic, era o cămară. Da, lipsește... Tot ce era important lipsește în rest. Știți toate bunurile care lipsesc, da? Da, pot să vi le mai zic o dată. Da. Vor veni colegii mei să facă o cercetare la fața locului, da? Da. O să le puneți la dispoziție și aceste documente. Okay. Noi să încercăm să îi găsim pe cei doi, da? Da, și ulterior veți veni cu colegii mei la secție să depune și o plângere în acest sens. Okay. Da? Cu mare drag. Aveți grijă la ce firme apelați pentru reparațiile din locuința dumneavoastră. Nu vă lăsați păcăliți de promisiunile primite de la diverse persoane doar pentru a vă rezolva mai repede problemele, pentru a nu risca să deveniți din clienți victimele unor infracțiuni. Execut, lucrări, construcție, acoperiș, montare, sanitare, sunați la... Hai să sunăm, să vedem, poate ne ajută și pe noi. Încearcă, sunt dacă ne răspunde. Am sunat la numărul de telefon din anunțul de pe stâlp și, folosindu-ne de o legendă, am stabilit un loc în care să ne întâlnim cu cei doi în vederea prinderii lor în flagrant. Considerați că ați putea să veniți, să stăm puțin de vorbă, să vedeți despre ce este vorba? Doamna, astăzi nu. Vă rog mult, ați văzut că plouă astăzi, îmi plouă, sunt singură, m-am săturat să-mi pun gălețile prin casă. Doar măcar să faceți o revizie, dacă puteți. Cel puțin asta, vă rog mult de tot, m-ar aș aprecia foarte mult dacă m-ați ajuta. V-am spus, strada Jimbolia, colț cu strada Olteniței. Dați un pic să mă uit pe... O secundă. Vă rog mult de tot. Jimbolia, ce-a spus? Da. Sunteți destul de aproape. Bun, perfect, apreciez foarte mult. În cât timp ați ajunge în zonă? Ca să fiu eu acasă, v-am zis, sunt singur acasă și să... Haideți că venim acum, dar să știți că și asta să ne uităm, vă să vă coste 200 de lei. Nu-i problemă. Important e să-mi rezolv problema. Bine. Și după aia mai vedem. Deci în cât timp ați zis că ajungeți? În 10 minute, da. În 10 minute, bine. Vă aștept la adresă, da? Bine, vă mulțumesc adresă. Foarte mult pentru amabilitate. Bine. O zi bună, la revedere. Ne vedem acum. Bun, hai să mergem. Comunicați 44-13. 44-10, i-am contactat telefonic pe cei doi. O să ne întâlnim cu ei pe strada Oltenii, colț cu Jimbolii. Pregătim flagrant, o să vă ținem la curent. Recepționat 44-13. Asta e strada Jimbolia. Ia, că mă sună. Da? Da. Ce? Alo? Domnișoara Alina? Da, bună ziua! Sunt pe Jimbolia. Da. Dar nu-mi dau seama exact unde e casa dumneavoastră. Deci dacă ați intrat din strada principală, pe strada Jimbolia, da? Am făcut stânga. Așa. Colț cu Olteniei. Exact când veniți din strada Jimbolia, faceți dreapta pe Olteniei și exact acolo, la numărul 142. Pun ceva pe mine și... Stați un pic, că cred că a trecut, dar dau înapoi. Vă rog, stați un pic. Vă aștept eu la poartă, da? Haideți și că ies acum, bine, da? Bine, bine. Ați înțeles unde? La numărul 142, da? 142, da, da. Da, mulțumim bine. Mult, mulțumesc hai, frumos. Uite, că ai dubă. Da, e o dumbiță albă. Să-mi sparcheze. Da, să sparcheze aici. Acolo e 142.
A parcat? Eu nu mai văd de mașină. Da, a parcat acum. Hai să mergem. Bună ziua! Deschideți geamul! Bună ziua! Bună ziua! Am o problemă la asta, să rămână. Inspector principal de poliție Alina Mana, vă rog să dar opriți autovehiculul și să puneți cheia autovehiculului pe bord. Și mâinile la vedere. De ce? Rămâneți în mașină. Nu v-am zis să coborâți. Rămâneți în mașină, mâinile la vedere. Da? Documentele dumneavoastră și ale autovehiculului? Și am văzut că ați efectuat o manevră aici, intersecție. Unde vă grăbeați? Mergeam la o adresă să reparăm un acoperiș. Să reparați un acoperiș? Da. Las că nu știu dacă am acel. Asta e... Asta ce este? E de la firmă. Aveți una din datele dumneavoastră sau îmi dați datele verbal? Verbal, nu. Cum vă numeți? Cum se numește societatea? Valentin Surd. Unde este dumneavoastră angajat? Balmeș și Surd. Data nașterii? 22.07.98. Și documentele noastre? Da, nu înțeles. Păi asta e că stau foarte aproape și am plecat fără documente. Nu aveți documente? Nu. Numele și prenumele? Suntem constructori. Sunteți constructori? Cosmin Balmeș, eu. La ce firmă? Data nașterii? 10.03.89. Nu știți unde v-ați angajat? Unde că vă duceați? Păi e firma noastră. Pe... Cum se numea firma? Balmeș și Surd, mai știu un pic. Pe... Rămâneți cu mine, la vedere, da? Și lăsați telefonul mobil. Pe Jimbolia, nu știu, 141, parcă. Ce făceați acolo? Trebuia să facem o verificare. Aveați un contract sau? Nu, deocamdată nu. Ne-a chemat o domnișoară să facem o verificare la un acoperiș. Noi reparăm. 4410, vă rog să verificați și mie societatea comercială Balmeș și Surd. Așteptăm informații. Recepționat 4413. Și alte servicii prestați? Nu. Nu? Mai aveți și alți angajați sau doar voi lucrați? Doar noi. Doar voi doi? Ok. Cine este proprietarul autovehiculului? Eu sunt proprietar. Dumneavoastră? Da. 4413, 4410. Firma pe care ne-ați rugat să o verificăm nu figurează înregistrată în Oficiul Național al Registrului Comerțului. Da, recepționat 4410. Și asigurarea? Avem și asigurare, domnișoară, dar... Avem. Și de cât timp ați spus că aveți firmă? 4 ani. Asta e un bon de la... Cuiul aveți la firmă? Să ne comunicați și nou? Nu știu unde am. Cuiul. Dar... Auzi, știi cuiul? Numai da. Registrare, cuiul. Aveți așa ceva? Da, 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 avem. Și unde sunt? Nu știu, el știe. Cuiul este 9-1. La aveți pe un certificat de înregistrare? Aveți o poză la, la certificat? Nu, n-am poză. Nu aveți, deci nu aveți un certificat firmă, de înregistrare? Nu. Și ce firmă aveți dumneavoastră că nu aveți certificat de înregistrare? Păi, el există, dar nu l-am la mine, asta vă spun. Poftiți documentele. Ce transportați? Materiale de construcție. Da? N-am. În momentul acesta? Asta aveți în portbagaj? Materiale da, de construcție? Cred că nici nu am prea multe, sincer să fiu, da? Dar nu știu ce am. Am rugămintea să lăsați documentele aici, da? Undeva la vedere și să coborâți dumneavoastră, da? Coborâți din autovehicul și să-mi deschideți și mie în spate. Vă rog să rămâneți drept pe scaun și mâinile la vedere, da? Dimineața ați executat vreo lucrare? Ați fost? Da, am fost. Da? Unde ați fost? Aproape am fost. Unde aproape? Pe ce stradă? Nu mai știu exact cum să... Acestea sunt materialele pe care le transportați? Da, doamne, o scară și alea, nu da? Și seiful? Seiful. Și pe acesta îl transportați? Asta... Mergeți cu seiful după dumneavoastră la lucrări? Nu e al meu, nu. A rămas de la o... De la ce? De la o altă lucrare. Am avut... Am eliberat acolo, uitați, că mai avem niște boxe, niște astea. Am eliberat o cameră. Am rugămintea să veniți în lateralul dubiței. Puneți mâinile pe dubiță. Unde ați executat mâinile pe dubiță? Lateral, picioarele îndepărtate. Lateral mâinile. Unde ați fost dimineață? Am uitat cum se numea strada, era... La spate, mâna. Ce am făcut? Ce ați făcut? Unde ați fost dimineață? Deci, de la cine ați luat mâna cealaltă?
Rămâneți acolo. Aveți obiecte ascuțite asupra noastră? Da, da. Nu? Da. Unde ați fost dimineață? La o altă lucrare, v-am spus, dar am... Robert? Se confirmă, da? Da. Aruncă mintea să coboare din auto. Are seif în spate. Rămâneți în mașină. Coboare din auto. Mâini la vedere. Rămâneți aici. Haideți în spate, acolo. Am lăsat deschis. Sper să da, n-ai fost niciunde. Astăzi, ce nu? Mai aveți aici? Ce sunt cu bunile alea în spate? Nu știu. Ale cui sunt bunurile? Ale noastre. Ale voastre? Da. Avem nevoie de un echipa sprijin și echipa de cercetare la fața locului. Recepționat 4413. Trimitem un echipaj sprijin și echipa de cercetare. Unde ați fost dimineața, am întrebat. Am fost, doamnă, la o lucrare. La o lucrare? Mm. Da? Și ce s-a întâmplat la lucrare? Domnul Țulea? Da, la domnul Țulea. Da? Acolo ați fost și ce s-a întâmplat la lucrare? Ați venit? Ați reparat. V-a dat avansul? Da? Da. Ați luat avansul? Am luat și avansul, da. Și ce ați sustras din casă? Ce vedeți aici? Da? În urma întregului probatoriu administrat în cauză, s-a stabilit faptul că cei doi bărbați au înșelat mai multe persoane folosind o firmă falsă prin care se recomandau a fi prestatori de servicii, reparații, acoperișuri și au sustras din casele victimelor mai multe bunuri de valoare. Prejudiciul a fost estimat la 15.000 de lei. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, furt, fals în scrisul sub semnătură privată și uz de fals. Bărbații în cauză au fost prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Doi bărbați se agresează fizic într-un club. Era ascund mic și era urât și nepidinos. Unul dintre aceștia are asupra lui un cuțit. Trebuia să-mi facă rău. Era... Cine? Mașina, șoferul. Permisul a fost suspendat pe o perioadă de 60 de zile. Aveți dovadă înlocuitoare 15 zile. Eu am vrut să mă urc în spate și apoi a spus că să mă urc în față. Sunt plin de sânge. Duceți-mă. Rămâneți aici, o să... Rămâneți aici. În seara asta mi-a zis că nu vine la muncă. Unde lucrați dumneavoastră? Cu ce vă ocupați? Dansatoare. Poliția!